Bună ziua, dragilor și dragilor, mulțumiților și stimaților! Da, ați făcut chestia asta, ați mâncat, ați dat în diverse. Fusără, în fine, pentru oamenii normali și astăzi e sfânta sărbătoare de Paști. A treia zi, care este 3 mai. Una la, hai să începem cu începutul, da? Ieri am fost pe o bute. M-a pus dracu, prietenul Gabi Baciu, să merg pe munte. Mă sună ieri. Ne-am zis ce face. Zic, mă plictisesc de moarte. Am făcut level 55 și nu mai am ce face. Ia-ți o pereche de Adidas și o pereche de pantaloni mai normal și hai că mergem pe munte să... Da? Și am mers pe munte. Vă iau așa cu începutul, ca să știți că noi de o săptămână nu ne-am mai văzut, dar nu voi zice ce am făcut acum 7 zile, că a trecut, da? Și am, iau așa mai de ieri. Și am fost pe munte. Las la o parte că 50 de metri am urcat și eram... La mine sportul se face o dată pe an, dacă îl fac și atunci. Sport însemnând mișcare fizică. Nu prea există la mine așa ceva. Și am urcat 50 de metri și plângeam prin toți porii. Și toate organele lăcrimau. Da? De... Frustrant, frate, să nu poți pune în picior înaintea altuia și să urci. În fine, doi, știți că a fost 1 mai. Logic știți că a fost 1 mai, că a fost 1 mai pentru toți. Coborând, am fost cu... Teo, Gabi și puștiul lor, Emi. Emi care e o comoară. Acum eu dau din casă tot, da? Dar ca să ajung unde trebuie. Emi fiind o comoară de băiat, n-ai cum să nu-l placi. Emi trebuie să-l placi că asta este, n-ai cum. Un puștache. Și eu când coboram vesel, când de urcat am înjurat, dar la coborâre cântam de bucurie, că în sfârșit coborâm fratele pe munte și ajungem la mașină, mă apucă să cânt, mi-am adus aminte că a fost 1 de mai, da? Și bineînțeles, nu poți să treci pe lângă 1 mai și să nu cânți 1 mai muncitoresc. Fără să mă gândesc că eu am un sac de ani în spate și puștachele n-are un sac de ani în spate. Ca urmare, nici 1 mai muncitoresc n-are de unde să știe ce e. Da? Și mă apuc eu să cânt. Peste câmpuri, peste plai, veselia umple țara, că a venit, ha, și-i fac semn, hai, bagă tu. Și el ce-mi zice? Iarna geroasă. Da? Și că a venit iarna geroasă. Și zic, oată, cum? Dar de ce? Deci, m-a bușit râsul în mijlocul muntelui. E că el n-avea de unde să știe de 1 de mai, da? Muncitoresc. M-a omorât chestia asta. Iarna geroasă. Și acum mă bușește râsul. A venit iarna geroasă. Bun. Și am fost pe munte. Asta așa, ca idee. A fost 1 mai. Fusărăți la mare... Cei de la Live Band au fost și au concertat, dacă am înțeles bine, la Vama Veche, la 2 mai, pe acolo, pe undeva, au cântat iarăși. Trebuia să cânte astăzi, dacă mi-aduc bine aminte, și trebuia să fie astăzi o chestie foarte faină aici în oraș, trebuia să cântăm și noi, dar n-am mai apucat. Noi, zic ăștia de la Jackpot. Se anunță pe luna asta evenimente foarte faine în Roman. Nu uitați, 12, 13, 14 mai, Festivalul de Teatru Dan Alexandrescu, a doua ediție deja, la Cercul Militar, Casa Armatei, cum mai e cunoscută, dar hai să trecem pe titulatura nouă, Cercul Militar Roman. Deci 12, 13 și 14 mai, Festivalul de Teatru cu invitați din o grămadă de orașe, din țară, o grămadă de trupe de teatru, o să fie un regal artistic la Cercul Militar. Vă invit pe toți să veniți și să urmăriți pe toți și ei cărora le place scândura scenei, da? Cu ocazia asta mai anunț o chestiuță, Teatrul Dan Alexandrescu face și recrutări, așa că în situația în care vă interesează, ați vrea să jucați teatru, ați vrea să vedeți cum este, vă rog veniți pe la Cercul Militar. Adică fac și eu ca ăștia din filme, dacă credeți că aveți talent, probabil aveți. Și că nu e o idee rea, să treceți pe acolo și să vedeți ce se poate întâmpla. Mai departe, ce s-a întâmplat, frate? Trebuie să-i dau în continuare? Și acum am zis, nu mai ai sunet de 20 de minute.
Deci zic, mă scuzați. Hai să ne verificăm. Corect, să ne verificăm vorbele. Ce obrazu! Bun, noutate ar fi că am trecut din nou pe sistem electronic, nu mai merg pe foițe. Intru astăzi pe Facebook încă de dimineață, mi-a plăcut, vă zic așa că am văzut-o, când angajez un disc jockey sau un DJ, cum știți voi mai pe scurt, mi-a plăcut chestia asta, vine de la Paraschiv Georgiana, de la Iulian Rugină, de fapt, un reshare. Îmi place chestia că ce crezi că plătești când angajezi un DJ? Angajezi pe unul care să pună niște muzică. De fapt, nu este chiar așa și stau și... De ce ajung la chestia asta? Pentru că mă voi duce la fotografii. Ce plătești de fapt, dar nu știi, un rider tehnic care include player, mixer, laptop, microfoane, etc., experiență acumulată în ani de zile și nopți pierdute prin cluburi, mii de ore și nopți pierdute în fața calculatorului pentru a asculta, sorta și învăța muzică, un caracter care poate suporta clienții recalcitranți, etc., etc., electronist care în caz de ceva găsește soluții tehnice, designer care te mai ajută din când în când cu câte un afiș, taxa anuală de 1500 de roni, sute de euro în muzică plătită, o scală și un atestat în domeniu, riscul de a surzi înainte 40 de ani, dureri de spate și ore de stat în picioare. Asta plătești de fapt. De unde a plecat toată povestea asta? Cu fotografii e exact la fel. Da? Întâmplarea face că lucrând în domeniul ăsta audio-video, vrei nu vrei auzi și povești de pe la nunți. Nu e o noutate. Fotografii intri în legătură cu ei. Și găsisem tot așa pe internet și am vorbit cu cei care se ocupă de filmări, de fotografii pe la diverse evenimente. Hai să zic, nu zic nunți, că parcă ne-am fixat, pe noi scoatem bani numai din nunți. Diverse evenimente, da? Și mai toți se plâng, bă frate, prost sunt plătiți fotografii. Sau cei care filmează. Nu, de ce? Pentru că ce plătești tu e una, ce se întâmplă de fapt e alta. Adică imaginați-vă că iei scule de, mi-a plăcut pe internet găsită chestia, scule de 10.000 de euro, da, pe care le înghesui într-o mașină de 2.000 de euro ca să fii plătit cu 100 de euro. Și încă ăia cu greu. Da? Adică gândiți-vă puțin, cameră video cu reflector, vine, cine are așa ceva? Gândiți-vă puțin, da? Cameră video, reflectoare, cameră foto, de nici mai știu cât costă și alea. E un fel de... Înghesui aparatură de 10.000 de euro într-o mașină de 2.000 de euro dacă i-ai dat 1.000 de euro o rablă ceva, că na, hâții și o nebunești pe toate hârtoapele și pe toate drumurile, ajungi și la țară pe unde nu există asfalt, n-a fost niciodată asfalt, niște gropi, uite așa, pe unde îi treia căruța, tu te duci cu mașina, cu tot echipamentul în spate. Hai că cei care vă ocupați de asta știți despre ce vorbesc. Ca să fii plătit cu cât? 100 de euro și ăia cu scandal. Că e mult, frate, e scump. Da, omule, da. Bine, acum nu înseamnă că nuntașii respectiv trebuie să mi-acoperi mie 10.000 de euro plus încă 1.000 de euro mașina, dar ca idee, gândiți-vă că sunt niște servicii pe care trebuie să le plătești, la care apelezi. Și aș fi râs cumva, dar e trist, pentru că, într-adevăr, serviciile și nouă ni se pare, celor de din afară, ni se pare că oamenii nu fac mare lucru. Bă, ce faci? Vii și faci tu niște poze acolo, dar am văzut cum e. Și nu e chiar atât de ușor cum pare, da? Nici ca DJ, nici ca fotograf, nici ca omul ăla, pozarul de la nuntă, băi. Că în general noi nu dăm importanță, nu, ni se pare că meseria noastră este importantă și că fără meseria noastră lumea nu poate circula. Iar toți ceilalți se ia niște hobby-uri pentru ei, că n-au ce face acasă, ar trebui să facă toți strungari, de exemplu, da? Dacă eu sunt strungar, bă, fără strungari, lumea nu poate să funcționeze, da? Toți ceilalți ar trebui să învețe strungărie, frate. Nu, fiecare meserie are clar problemele ei. Hobby, poftim, nu, hai să nu punem meserie. Fiecare hobby, dacă vreți neapărat, că va fi fotograf în România, de exemplu, sunt foarte puțini care să se descurce din fotografie, să trăiască din fotografie. Fotografia e așa o chestie paralelă față de un serviciu clar, un serviciu clar. Da? Că mi s-a atras atenția să spun serviciu. Că așa se zice, eu modă veche, salariu, ăsta îl știam, dar servici, în fine, serviciu, da, îmi fac mea culpa.
Bun. Și cam asta este cu... Am văzut cum se face și nu-i plăcut deloc, frate, să stai o oră întreagă. Mi-aduc aminte că am văzut o dată chestia asta. Stai o oră întreagă cu o cameră care nu e chiar foarte ușoară. Ele sunt micuți acum, sunt frumușele, nu zic. Dar oricum, să stai cu mâna așa o noapte întreagă și să ai grijă să prinzi momente, că nu-i vorba doar de apăsat pe buton și hai, am dat rec și mă învârt și, da? Trebuie să prinzi momentele alea. E și o regie acolo. E și un scenariu în capul omului ăla. Mai lucrez și într-o echipă și da, m-am gândit, apropo de postul ăstuia, că nu angajez un DJ, un nene care pune muzică. Angajez un om, bine, mă gândesc la cei care se și pricep, care se respecte și care sunt disc jockey, disc jockey, nu din ăștia gen eu care, hai, pot să dau play aici, să dau stop aici, știi? Nu, mă gândesc la ăia care chiar se pricep. Și la fotografi sau cei care filmează evenimente, la fel, cei care se pricep, că așa angajez un nene care apasă retrilor pe buton, ți-a făcut niște poze jumate albe, jumate negre, jumate de aici filmate, făcute și așa mai departe, tocmai mă aștept la NASA, apropo, da? Și ăla nu e fotograf, ăla e un nene care apasă pe buton. Fiecare meserie trebuie plătită pentru că trebuie plătită, dar nouă ni se pare că, bă, frate, e așa de scump, păi da, e scump, că nu plătești doar apăsatul pe buton, plătești și prelucrarea, plătești la final, plătești produsul final, ăla interesant. Suntem pe 3 mai, mă, oameni buni, nici mă uit la ce oră am început. Suntem pe 3 mai, Cristofor Columb descoperă Jamaica în 1494. L-au așteptat acolo cu tan tan tan, this is Jamaica man, și cu iarbă și cu joint-uri de alea masive. De-aia a stat probabil cred că un an în Jamaica până și-au adus aminte, băi, ce trebuie să mergești spre America, hai să o luăm și lucruri. Da, Frederic I a fost în coroana trăgii al Suediei. La Iași are loc premiera comediei Piatra din casă în 1847, tata a jucat în piesa asta, în Piatra în casă, parcă, nu mai țin minte, dar știu că s-a jucat și la Roman, trupa de teatru municipal după vremuri. Nu, mă înșel? Nu cred că mă înșel. Așa, în 1924, echipa României de rugby câștigă prima medalie olimpică pentru țara noastră. În 1937, romanul Pe aripile vântului câștigă premiul Pulitzer. Ia auzi. Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei la gimnastică, precum și pe aparate, sărituri paralele și bârnă, la vârsta de doar 13 ani și jumătate, în anul 1975. În 1990, demonstrații din piața universității primesc un mesaj de solidaritate din partea lui Eugen Ionescu, care se declară academician golan. În 1991, Asociația Mondială a Ziarelor și Federația Internațională a Editorilor de Ziare adoptă Ziua Internațională a Presei Libere. Deci astăzi este un fel de zi... Stai că am să ajung să văd dacă e exact Ziua Presei Libere. Oricum, bravo, nu știam de ce miurează oamenii pe Facebook la mulți ani de zi presii libere. Eu am avut senzația că a fost acum vreo 2 săptămâni, dacă mi-aduc eu bine aminte, și atunci am râs. Există presă liberă? Mă scuzați, când în majoritatea cazurilor, cel puțin în presa locală, aceasta este deținută de oameni politici? Deținută, zic, la modul de patron. Serios? Ce înseamnă presă liberă? Cam atât. Gare Kasparov începe partida de șah cu supercomputerul IBM Deep Blue în 1997. Ok, cine s-a născut astăzi? Repede. Robert Turcescu, jurnalist român. Mă, Turcescu nu e ăla care a fost în mijlocul unui scandal imens, că i-a acoperit, descoperit, dezvelit. Nu? De Turcescu vorbim? Da. La mulți ani, George Constantin, actor român de teatru și film. James Brown, cântăreț american, însă a murit, din păcate, în 2006. Cine a mai murit? A mai murit Constantin Piuliță. În 2003, Constantin Piliuță, pictor român. Dalida, cântăreață franceză, în 1987.
Bun. Este într-adevăr ziua mondială a libertății presei. Băi, mă uit bine la 3 mai, nu? Da. Ziua mondială a libertății presei. Încercăm să lămurim ce Dumnezeu înseamnă presă liberă. Ce e aia? Cu ce să mănâncă? Avem parte de ea? Ne uităm la presă liberă. Am să cred în chestia asta în momentul în care în presă va apărea un articol care să dea în gât afacerile propriului șef. Da? Adică, mă înțelegeți? Deși nimeni niciodată întreg la minte nu va face chestia asta, că nimeni nu idiot să-și taie singur craca de sub picioare. Vorbim de presă liberă și de presă cinstită. România nu are baftă de niciuna. Da? Pentru că indiferent ce spui, nu vei putea niciodată să faci un articol sau un material, un documentar, un reportaj despre afacerile șefului tău. Adică bine, ai putea să faci, dar nu știu dacă o să vadă și lumina tiparului. Da? Ce înseamnă presă liberă? Presă liberă înseamnă aia, e presa aia în care poți să spui absolut orice, poți să faci absolut orice, legal care este, poți să produci materiale informative despre orice. Corect? Există libertatea la exprimare, libertatea la de informare, etc., 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 etc. Dar plecăm de la chestia asta atât de simplă. Nimeni niciodată în presă, că e locală, națională, internațională, în istorie, nu a scris sau nu a realizat vreun material împotriva propriilor patroni. Nu cred că există așa ceva. Deci despre ce presă liberă, libertatea presei? A, libertatea presei, că se poate băga peste tot, asta am înțeles. Presa ar trebui să aibă libertatea să intre peste tot, nu ca la Roma, de exemplu, unde n-ai voie să vezi listele de susținători a unui candidat sau altuia. Nu îți dă voie judecătoria. Da? Poți să fii tu presa presei, a zis judecătorul că n-ai voie să uiți în liste. Punct. Deși ele sunt publice. Libertatea presei se oprește ca așa a vrut tantea. Corect? Ziua, deși, nu înțeleg exact sintagma, libertății presei sau presei libere? Libertății presei, da? Nu poți să te uiți. Eu, de exemplu, aș vrea să verific listele de persoane care au semnat pentru susținerea unui candidat sau altui candidat. De ce? Pentru că sunt curios dacă apar acolo. Eu n-am semnat pentru nimeni. Cândva am fost simpatizant a unui partid. Ca urmare, datele mele există undeva și aș vrea să văd dacă sunt folosite sau nu pe listele astea. Este dreptul meu să aflu dacă am fost folosit politic sau nu. Listele, din nefericire, nu sunt publice, deși în alte părți, în alte orașe, ele sunt publice. Orice mârlete poate să meargă să se uite pe listele respective. Listele de... Știți, mă, că v-ați oprit pe stradă și ați dat cu subsemnatul, sunt de acord cu... sau nume, prenume, serie de buletin CNP, că susțineți un candidat sau altul. Foarte bine, este dreptul vostru constituțional să susțineți candidați pe care probabil veți și vota. Dar ce faci dacă, uite, m-am oprit la cortul unuia și am dat cu CNP-ul? Nu pot eu să zic nu. Sunt genul ăla de persoană care nu poate zice nu. Mai merg vreo 200 de metri și dau de cortul altui candidat și acolo iese o tante frumușică cu țâțe mari și spune, dar nu vreți să votați pentru să susțineți cauza partidului nostru prin candidatul nostru și tu te uiți și ești hipnotizat de, hai cu coană că semne și ce treabă are. Și dai CNP-ul și acolo. Cum se adună semnăturile astea? Aici nu înțeleg, că doar nu cred că în momentul în care tu pe al doilea candidat ai pus CNP-ul tău, începe să-i sune hârtia lui ăla, că e duplicat de CNP, ma tale i-ai pus semnătura undeva altă dată. Înțelegeți? Practic poți să semnezi de 800, aceeași persoană poate semna la 300 de candidați diferiți în aceeași zi. Pentru că ei au nevoie de 1000 de semnături pe un municipiu, dar nu spune nimeni că trebuie să fie unici. Persoanele care au semnat cele 1000 de persoane trebuie să fie unice, adică să fie numai ai lui.
ale lui care este persoanele, da? Înțelegeți ce spun? Îmi place mie să semnez, frate, nu mă simt important în viață și uite, mă prind puternic, profit de acest eveniment care se numește campanie electorală, susținere de candidați și odată la 4 ani am și eu posibilitatea să semnez, să mă simt important. Și atunci au toți candidații din oraș la rând și semnez că îi susțin. Deci pentru toți. Pe fiecare în parte, da? Că nu există un sistem electronic care să spună, domnule Matare, ai mai semnat, uite, acum 20 de minute ai fost la cortul ălălalt, la celălalt candidat și ai semnat acolo. Păi nu mai poți semnezi și la mine. Da? Nu, semnez pe hârtie. Și atunci listele astea ar trebui să fie făcute publice și trebuie să fie publice. Cine a semnat chestiile alea? Curios, nu-s cumva morți în parte dintre ei? Sunt liste care apar cu semnături, cu zeci, sute de semnături care apar peste noapte, ceea ce este o imposibilitate fizică. Da? Și există suspiciunea că multe dintre persoanele care apar pe liste că au semnat nici nu mai există, că sunt foste liste de simpatizanți sau de membri de partid, da, simpatizanți, care oamenii nu mai există. Dar s-au păstrat listele alea de, bă, frate, ăștia toți sunt simpatizanții zărână pe părără, da? De acum, din 2007. E, dacă tot avem listele astea, ce avem dat, ce avem aici? Nume, prenume, CNP, serie de buletin, da? Perfect. Uite, bă, ce coincidență exact ca listele astea pe care le semnează ăștia ziua la corturi. Hai să le punem aici și gata. De ce e pentru transparență, pentru libertatea presei, pentru libertatea de informare și obligația de a informa pe care o are presa, listele astea ar trebui să fie publice. La fel ca și listele votanților. După vot, trebuie să vezi dacă ai votat sau poate eu nu vreau să votez. Nu mă duc la vot că stau eu cu impresia că nu se va schimba nimic și n-am încredere în clasa politică și ca urmare nu mă interesează absolut deloc politica, nu mă duc la vot. Ei, la ei acolo pe hârtie rămâne un spațiu gol. Este că la vot când te duci trebuie să dai cu semnătura. Eu nevotând nu dau cu semnătura, spațiul ăla rămâne gol, dar cineva poate să dea cu semnătura în locul meu și să pună un vot? Da! Ca urmare, pe urmă, după voturi, după ce se votează, eu ca cetățean ar trebui să am libertatea să, și ca presă mai mult, chiar, să verific dacă am votat sau dacă cineva a votat pentru mine. Lucru care nu se întâmplă. Sunt persoane pe care le cunosc și care sunt plecate în străinătate de ani de zile. El nu mai votează în România. Votează, evident, în altă țară, dacă votează. De cele mai multe ori votează. Da? Nu votează aici. Apar în continuare pe liste, pentru că am mai zis chestia asta și au păstrat domiciliu pe România, e o prostie la noi că nu ne anulăm, bă frate, îți pleca de 16 ani din țară, dar anulează dracului domiciliu în România. De ce? Pentru că apare pe listele alea și îi nebunești pe toți. E simplu, mă, Matale, mai ești în România? Nu, de când? De 16 ani. Foarte bine, de ce apare pe lista mea aici? Păi am domiciliu în România. Să mori tu că locuiești în România. Ai domiciliu în România, dacă ești plecat de 16 ani. Așa mă dai și pe mine peste cap, am un număr de votanți aici, o să trebuiască să justific, dar ăsta de ce n-a votat, mâncați așa, n-a venit aici, că uite apare pe listă, că ai plecat, eu de unde să știu povestea fiecăruia. Faceți și voi un postiu de bine, plecați din țară, da, ați plecat de 100 de ani din țară, da, trimiteți-mă o hârtie la Poliția Română, la Evidența Populației, domnule, nu mai sunt în țară. O să fiu la vot? Nu, nu o să fiu la vot în Roman, de ce? Că-s plecat în Zurich. Aruba, Andorra, Bangladesh, nu știu, înțelegeți ce zic, că altfel cineva va vota în locul vostru. Va fi spațiul ăla gol acolo în listă cu X Tâlescu care e plecat de 20 de ani în Spania, nu mai știe unde e Romanul pe hartă, că e plecat din România, iar în continuare, de ce? Pentru că e dreptul lui să aibă domiciliu și are domiciliu în România,
că, na, are casa aici, are apartament aici, dar el nu mai vine în țară. Cu siguranță nu vine în țară ca să voteze pentru primar. Va apărea pe liste acolo, când ar putea face o chestie prin evidența populației. Alo, evidența populației roman, da, bună ziua, aș dori să spun că X-ul Lescu, cu seria de buletin, domnule, nu mai vin în țară. Faceți-mi domiciliu sau trebuie să existe o variantă, flotant, rezident, transferați-mă, cum se face, bă, cu mașinile? Radiezi, da? Știi că se poate face cu mașină? Radiați-mă din România, casa aia rămâne în continuare în proprietatea mea, că nu mi-o ia statul, nu mi-o ia primăria, nu e domiciliu, domiciliu e acolo unde locuiești. Unde locuiești? În Spania. E, bă, transferă-ți domiciliu în Spania. Adică dacă poți face cu o mașină chestia asta și nu poți avea o mașină în două țări, nu poți să existi în două țări în același timp, de ce dracu' nu se poate face cu persoane chestia asta? Mai locuiești în România? Nu. E, te radiem din România, frate. Nu mai apar pe listele de vot. Vei apărea pe listele de vot unde? Unde locuiești? Că acolo e domiciliu. Trebuie să existe o variantă, dar nici oamenii nu se implică. Da? De aceea guvernul României, prin evidența populației, nu știe unde îi sunt cetățenii. Află guvernul României, noroc că îl mai răpește pe câte unul, sau că mai moare câte unul, sau că se mai bate câte unul, nu știu ce țară de lume, ca să afle și guvernul României că îi sunt și acolo români. Că ei nu de unde să știe, că oamenii merg, e libertate de circulație, e foarte adevărat, oamenii merg din țară în țară, dar n-anunță niciodată. Dom'le, am ajuns în Spania. Stau în... Uite, înțelegeți ce zic? Am plecat din Spania, m-am mutat în Franța. M-am dus la jandarmerie să le spun, domnilor, înainte să plec din Spania, m-am dus la poliție, la guardia sau cum dracu se cheamă, bună ziua, mă mai aveți în acte aici, în documente, da, ștergeți-mă că plec. Unde pleci? Păi mă duc în Franța. Nu e vorba de control, e vorba de un... Să știi, frate, unde sunt oamenii. E așa de greu. Nu, trebuie să existe o variantă, cumva, trebuie să se facă și chestia asta, nu? Că altfel ajungi și ești pe listele de vot în roman, deși tu nu mai vii în roman de mai bine de 10 ani, de 15 ani, 20 de ani, nu mai vii acasă. Că ți-ai făcut acolo, în țara elaltă, un rost, acolo ai familie, acolo ai servicii, acolo ai toți prietenii, dar tu apare în continuare aici și nebunești pe ăștia, le dai libertatea să voteze în numele tău. De ce? Pentru că apari. Și de asta spun, ar trebui verificate listele astea, atât susținătorii, cei care au semnat zilele astea pentru un candidat sau pentru altul, astea ar trebui făcute publice. Nu, poate nu pentru publicul larg, dar măcar dacă un jurnalist sună, bună ziua, aș dori să știu care sunt listele astea, că vreau să verific dacă într-adevăr oamenii există care vă susțin, care au semnat acolo. Se spune, nu, pentru că nu sunt publice. Ba, sunt publice. Ar trebui să fie publice listele astea. Pot să am posibilitatea să verific. Nu vi se pare normal? Că așa iau niște liste de alea și îmi fac eu vreo 600 de semnături. Că, scuză-mă, nu o să le verifice nimeni oricum. Ei se uită doar la număr. A, câte au fost? 700 sau 1000 sau 1200? Sau 500? A, băi, gata. Întrunește numărul, hai să-i dăm voie să fie candidat. Și începe o, nu doar candidatură, dar e posibil să înceapă o perioadă de 4 ani cu o minciună. Nu-i transparență. Înțelegeți ce? Și vorbim de ce? De ziua presei libere? De libertatea presei? Hai să fim serioși. Tot astăzi este ziua mondială a astmului. Frate, nici măcar n-am ajuns unde trebuie. Este ziua mondială a astmului. Este prima zi de marți din luna mai. Astăzi este sărbătoarea națională a Poloniei, adoptarea în 1791 a Constituției de la 3 mai, a doua Constituție democratică din lume după Statele Unite și prima din Europa. Prima Constituție democratică din Europa? Bă, de măsa de polonezi! Bravo, dumne, tot înainte! Cum se zice la mulți ani în polonă? N-am idee.
Măi, ce credeți voi că se întâmplă, hai ca să ajung și la știri, da? Ce credeți voi că se întâmplă atunci când suporterii unei echipe de fotbal sunt lăsați să aleagă sloganul unei țări la Euro 2016, pe care probabil nu o să o putem vedea la televiziunea națională? Federația, ce se poate întâmpla? Sincer, mă gândeam la manele și sămânță și fotbal acolo, dar nu. Nu. Federația Română de Fotbal a anunțat ieri că sloganul, că ăștia n-au Paști, da? Ei joacă fotbal. Federația Română de Fotbal a anunțat ieri că sloganul oficial al echipei naționale la Euro 2016 din Franța este o echipă, trei culori și milioane de inimi care bat pentru România, în urma unui concurs la care au participat suporterii tricolorilor. O echipă, trei culori și milioane de inimi care bat pentru România. Din punct de vedere tehnic, e greșită din start. Prea mare, prea lungă. Este? Hai, care sunteți copywriter? Care sunteți, vă ocupați cu publicitate? Vi se pare ok? O echipă, trei culori și milioane de inimi care bat pentru România să fie sloganul oficial? Nu e cam lung? Mie mi se pare lung. Fanii tricolorilor au putut vota până pe 1 mai pe site-ul oficial al campionatului european mesajul care va fi inscripționat pe autocarul echipei. Sunt curios, va fi o echipă 3 culori și milioane, cu mai mulți de i acolo, da, de inimi care bat pentru România, da, o să fie inscripționat. De ce? Pentru că suporteri de fotbal, frate. Și acum nu vreau să spun că suporterii de fotbal sunt proști. Sportul în sine, fotbalul ăsta, și hai ca să generalizez, să fiu eu ăla care face o chestie deosebit de nașpa. Sportul ăsta, fotbalul, să vedem dacă admite cineva împreună cu mine, nu mai e ce era fotbalul. Da? Pasiunea de a juca fotbal se cam duce în momentul în care încep să câștigi niște sute de mii de euro sau milioane. Și atunci o faci ca meserie, nu mai faci ca plăcere. De ce? Pentru că ești plătit să faci treaba asta. Când jucai tu pe Miuța sau, da, pe terenul de fotbal a școlii generale sau liceului, atunci o jucai de plăcere. De ce? Nu aveai nimic altceva de făcut. Și jucai fotbal cu plăcere. Faulturile erau mai puțin periculoase, mai puțin spectaculoase. De ce? Pentru că se juca de plăcere, nu jucai acolo să-i rupi picioarele celuilalt. Jucai fotbal pentru că îți plăcea să alegi după minge. Când devine o meserie și în funcție de ce performanțe ai, ești și plătit, trebuie să faci performanță. Performanță înseamnă că trebuie să-i oprești pe ceilalți ca să ieși tu în față. Și atunci intervine mârlănia în sport, în orice sport. Fair play un sport în momentul în care ești plătit să-l faci, nu mai există. Da? Dispare fair play-ul, de ce? Pentru că ești plătit să fii mai bun decât ălalt. Și ca să fii mai bun decât ălalt, nu înseamnă neapărat să-ți dai și interesul mai mult, ci să-l faci pula să fie mai slab. De aceea s-a inventat faultul. Da? Are logică, gândiți-vă. Alergi după minge, vine ălalt după tine care abia... Nu o să te prindă, dar ce faci? Spune piedică, dracu, măcar nu te duci nici tu. Punct. Ăsta e sportul. Nu este să devii mai bun, ci să-i faci pe el să fie mai proști. Ăsta este fotbalul în momentul ăsta. Da? Ca urmare, foarte multe persoane, foarte, foarte, foarte multe persoane au început să-și piardă interesul în sport, în fotbal. Interesul referitor la fotbal scade. De ce? În urma scandalurilor, gălăgiei, corupției, mârlăniilor din fotbal. Da, știrile despre fotbal în România în momentul ăsta sunt nevasta sau amanta sau iubita unui fotbalist a făcut ceva. Fotbaliștii în sine nu prea mai fac mare lucru. În schimb, anturajul lor face. Da? Foarte multe persoane, nu neg că fotbalul este în continuare extrem de popular, nu mă întrebați de ce. Foarte multe persoane însă trec spre alte sporturi. Formula 1, schi, pupice, frate, orice.
unde mai există de bine de rău ceva spectaculos. Pupice, da? Pupice însemnând bowling. Și încep să lase cumva fotbalul deoparte, pentru că hai să fim serioși, un fel de balet pe iarbă, în momentul ăsta. Cine rămâne? În marea lor parte însă ăștia. Sămânțarii care stau la meci ca să-și susțină echipa preferată, bătându-i pe suporterii echipei adverse. Mai puțin îi interesează ce se întâmplă pe gazon. Îi interesează mai puțin spectacolul fotbalistic, dacă există. Da? În schimb, merg acolo la măcel, frate, să le spargă nara celorlalți. Că asta înseamnă la ei fotbal. Și de aici și ideea că mă mir că au scris sloganul corect. Sloganul oficial pentru Euro 2016. Mă mir. De ce? Pentru că au rămas ăștia. Și îmi pare rău că poate jicnesc niște oameni care urmăresc fotbal. Ne. Gândiți-vă puțin din punctul ăsta de vedere, că nu zic numai tâmpenii mai, zic și tâmpenii mari. Varianta câștigătoare, v-am mai zis, o echipă trei culori și milioane de inimi care bat pentru România. Celelalte două slogane înscrise în competiție și care au pierdut au fost: pasiunile redau emoții, emoțiile nasc victorii, uniți pentru România, în același ritm, în piept același ritm, în vene același sânge, în minte același gând, România. Da. Mă gândesc și eu la un slogan. Dați, bă, gol! L-a pus cineva pe listă. Hai să mai și câștigăm! L-a pus cineva pe listă. Poarta lor e ailaltă. Ăsta ar fi un slogan bun. România n-a mai câștigat ceva important în materie de fotbal. Eram eu mic când a jucat cu Croația, parcă. În nu știu ce campionat mondial. Și cu Columbia. Atunci mi-aduc aminte că România a ridicat suporterii atât pe cei proprii români, cât și pe ceilalți i-a ridicat în picioare. În rest, nu mă înșel eu. Când Iordănescu i-a pus pe ăștia să se facă blonzi, mai țineți minte, nici mai știu când a fost, 96, 94, 98, pe acolo. Mai țin minte. Că aia a fost ultima oară când m-am uitat și eu la fotbal, la ceva fotbalistic, și într-adevăr echipa națională a României a ridicat suporterii atât pe ei lor cât și pe celelalte echipe în picioare, un stadion întreg. Atât de frumos ce au putut să joace și au făcut un spectacol extraordinar, un lucru pentru care au ovaționat în picioare zeci de mii de oameni de pe stadionul ăla. Și aia a fost ultima oară când am auzit despre echipa națională de fotbal a României că ar fi făcut ei ceva. Da? De aceea aș pune un slogan de genul poarta lor e ailaltă. Dă, bă, pasă. Dă mingea și la altul. N-am pic de respect pentru fotbal sau fotbaliști, îmi pare rău. N-au decât să supere. Șoferi amendați cu câte 20.000 de lei la Constanța după ce au intrat cu mașinile pe plajă. Ia uite, frate, s-au supărat oamenii că le-au dat și amendă, că ei nu vreau decât să facă un grătar. Da? Doi șoferi au fost amendați, cum vă spuneam, cu câte 20.000 de lei după ce au intrat cu mașinile pe plajă în Mamaia și Fama Veche, un al treilea conducător auto fiind căutat încă de polițiști după ce a pătruns cu mașina pe o plajă din Năvodari. Potrivit, băi, care atracție asta? Deci cât de dobitoc să fii, ai și tu o mașină, bravo mă, s-o folosești cu plăcere. Ce faci cu ea? O băgăm în nisip. Când toată lumea se chinuie să-și păstreze mașina curată și să meargă pe șos și ne plângem că șoselele sunt proaste, că facem așa pe ele, tu ce faci? Eu zic să mai schimbăm decorul. Unde mergem? Pe plajă. Unde să facem așa, că e nisip, da? Și să ne facem mașina zob, varză, să o înămolim pe acolo. De ce? Că e nisip. E acolo. Trebuie să faci ceva cu el. De ce ai intra cu mașina pe plajă? Mergi la țară. Pe un drum forestier. Potrivit polițiștilor constanțeni, un tânăr din Ilfov, oare de unde putea să fie altfel,
intrat la finele săptămânii trecute cu un autoturism de teren pe plajă din nordul stațiunii Mamaia, șoferul a făcut slalom printre persoanele aflate în acel moment pe plajă și a intrat chiar și în mare cu mașina, fiind filmat de un martor. Cât mai am? 20, așa-i? Ce ai în mână? Ce ai în mână nu-i minciună. Imaginile au ajuns la polițiștii Constanțin, care după ce l-au identificat, l-au amendat pe conducătorul auto cu 20.000 de lei. La Vama Veche s-a petrecut o situație similară, polițiștii reușind și de această dată, pe baza imaginilor furnizate de martori, să-l identifice pe șoferul vinovat și, în acest caz, conducătorul auto, un tânăr ghicit din 3 încercări de unde? Din? București, evident, a fost sancționat cu 20.000 de lei. De asemenea, oamenii legii caută un bărbat care a pătruns pe o plajă din Năvodari, vă spuneam, cu un autoturism matriculat în Sibiu. Și în această situație, după ce va fi identificat șoferul, va fi aplicat o acțiune contravențională de 20.000 de lei. Eu sunt convins că săracul om, dacă vede informația asta astăzi, își dă foc la mașină. Scoate plăcuțele, scoate numerele și le aruncă. Cât le-a dat mă la aia? 20.000 de lei? Și pe mine încă mă caută? Adu un kil de benzină. Cu 20.000 de lei mi-au altă mașină. Dă-i foc alea. Dă-o măsa. 20.000 de lei. Care-i fascinația asta? Bă, vrei să faci off-road? Da. Ia-ți, frate, ai mașină de teren, ești meseriaș, ești din București, da? Off-road-ul din București nu-ți ajunge. Că acolo mergi cum? A întâia, stop, că asta e. A întâia, intersecție mare, asta e. Dar, înțeleg, ai nevoie de viteză în sânge, că Bucureștiul nu îți permite așa ceva. Poate doar noaptea, da? Dar ziua nu poți. Am încercat să circul în București, vă spun sincer, nu că sunt eu târșelos sau fricos de orașele mari. Sincer, mă nebunesc cu oamenii care mă claxonează de aiurea, da? Eu nu sunt obișnuit cu circulația din București. Am lăsat mașina într-o parcare, am mers cu metrou. Mi-a fost foarte ușor, mi-am făcut treaba, am găsit mașina tot în parcare, nici nu mi-au luat bani parcagiu. Dar ce mașină am eu? A zis, băi, trebuie să-ți dau bani ca să te uiți și la mașina mea puțin, s-a uitat ce e ăsta, un Renault Clio, da. Îți lasă, nu, dar niciun bani. Și cine s-a apropiat să zicea din ea ceva? Zic, poate mi-o zgârie, serios, tu uiți puțin cum arată cât e de boțită, da. O zgârietură e problema ta, da? Și nu mi-a luat bani parcagiu. Am găsit exact cum am lăsat-o. Deci am lăsat mașina într-o parcare, am mers metrou. Foarte tare. De ce aș intra cu Titi, de exemplu, pe plajă? În afară de faptul că, ca să o spun în mare, păi da, apa sărată îmbușește mașina, frate. Da? De ce aș merge cu mașina pe nisip? Adică dacă îi spui ăstuia cu mașina lui de teren, hai frate să mergem, uite, la munte, de exemplu, să facem off-road. Ce mă, ești tâmpit să-mi duc mașina la munte? Dar ce, să merg pe cuclaurile alea să-mi rup mașina? Nu, frate, intru pe nisip, pe litoral. De ce? Pentru că acolo e mai ok. Nu pot să înțeleg. Vrei off-road? Ieși, mă, la țară. Mă uit la titlul ăsta și nu știu cât sunt în regulă cu el. Un robot călugăr budist poate explica ce este iubirea. Cling, 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 cling. Da, facem analiză pe text. Un robot călugăr budist poate explica ce este iubirea. Un robot care îți explică ce e iubirea, deja e rușinos. Îți explică ție ca uman ce e aia iubire. Roboții nu au sentimente. El îți explică ceva ce nu există, aproape ca un preot ortodox. Se chinuie să-ți bage în cap o idee care nu este a lui și lui i-au băgat-o alții în cap despre ceva ce tu știi că e acolo, dar nu are nevoie de explicație. Da? Cum e iubirea? Deci, preotul ăsta călugăr budist îți explică, la fel ca un preot ortodox, despre o chestie care e, pe care tu o cunoști, o știi că e acolo, dar n-ai nevoie de ideea altcuiva. Sau catolic, sau orice alt tip de preot. De fapt, și ăsta budist face exact aceeași chestie. Un robot care se chinuie să-ți explice ce e aia iubire. Un robot călugăr, da? Pentru că el a ales să fie călugăr robotul, nu că a fost el programat.
El a ales să fie călugăr și budist, evident. Ce e în neregulă cu fraza asta? Propoziție. Călugării budiști de la templul Longquan, de lângă capitala chineză, Beijing, țin pasul cu tehnologia și au achiziționat un robot numit Xianer, capabil să propovăduiască înțelepciunea. Nu vă mai spun că este un robot feminin. Robotul are în față un ecran tactil care arată ca o tabletă. Prin intermediul acestuia, vizitatorii îl pot întreba pe Xianer care este sensul vieții. Sau de ce nu sunt fericiți? Care este sensul vieții? Asta întrebi un robot care a fost programat de altcineva să răspundă și oamenii pe urmă ori să primească un răspuns, și dat fiind că vine de la un călugăr, preot, budist, îl vor lua de bun când de fapt nu este răspunsul robotului, pentru că el nu gândește, este răspunsul băgat în memoria robotului de către altcineva. Asta se întâmplă cu religia în general. Tu întrebi un preot, indiferent ce el, călugăr, budist, etc., 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 da? Îl întrebi ceva, el îți dă un răspuns. Mai nou se pare că e răspunsul pe care l-a citit în Biblie sau în Coran sau în, spuneți-mi, da? În orice tip de carte. Nu este ideea lui. El zice, domnule, de ce nu sunt fericit? Bă, nu ești fericit pentru că nu ești capabil să fii deschis la frumosul din jur. Ăsta ar fi un răspuns super mișto. Da? Un psiholog, probabil că îți va da un răspuns de genul ăsta. Dom'le, nu te simți fericit, împlinit, tocmai pentru că ești jumătate a ceva. Ai putea fi fericit dacă ai găsi o a doua jumătate ca să formați un întreg. Este un alt răspuns. Dom'le, de ce nu sunt fericit? Dom'le, poate ai așteptări prea mari de la viață. Încearcă să așteptăm mai mici și atunci fiecare chestie care vine peste va fi considerată, o să poți considera ca un cadou, ca un plus, ca un bonus, ceea ce o să te facă mai fericit. Corect? Iarăși un răspuns. Nu, ăștia îți vor da, nu ești fericit pentru că nu l-ai acceptat pe Iisus în inima ta. Punct. De ce? Pentru că așa scrie acolo. Așa au fost educați, așa au fost învățați, așa trebuie să zică și ei mai departe. Și atunci ce faci? Iei un robot și cu asta cred că și închei. Și îl întreb pe robot, de ce nu sunt fericit? Robotul la rândul lui programat de altă persoană îți va da un răspuns idiot, ceva de genul. Dacă tu nu ești fericit, ce poate face cineva pentru tine? Aș putea să fiu fericit? Brusc, sunt mult mai fericit! Asta e cu religia și nu neapărat a ăstuia. Toate, în general, când accepti să ți se impună ideile care nu sunt ale tale, dar nici ale persoanei care ți le bagă în cap, se cheamă că ești un om religios. Apropo de Paște, că e perioada. Închei, nu? Am ajuns la final? Băi, și mai aveam o grămadă, niște chestii foarte mișto. Averile ăstora care candidează la primărie la București, o jucărie sexuală pe care o venerează un sat întreg ca pe un înger, că a căzut în mare, un păpușă de aia de să umflă. Da, astea rămân pe mâine, probabil. Ce-am făcut aici? Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Rămâne să ne vedem mâine la alte ediții. Sper să mai apucăm să ne vedem mâine la alte ediții. 24 de titluri până atunci, care fiecare dată toate bune!